4-1, aseară făceam o fotografie. Zice, a, nu trebuie să scoți camera în, în zona asta. Dar omul era super dubios, adică eram doar noi cu el pe stradă. Era cel mai dubios om care exista pe stradă. Undeva la 9 seara nu era nimeni decât noi cu el. Gracias. Chiar este super adrenalină să mergi cu acest bus albastru, pentru că merge prea tare și uneori poți să sări prin el. Dacă nu stai jos, și sunt puține locuri. Oricum, locurile sunt împărțite, jumate pentru bătrâni, jumate pentru oameni sau jumate. Disabilități și am văzut în față este și un loc pentru orbi însoțiți de câine. E un loc foarte mare unde poate să stea și câine. Vom sta pe această stradă care are și pistă de biciclete. Ca unele străzi sunt închise, te poți deplasa cu bicicleta 113 km prin oraș. Evenimentul se numește Ciclopedia și este în fiecare duminică. Nimerit într-o zonă cu niște arhitecturi superbe. Da, aici net. de mega download. 151 de mega download și upload 170. 169 de mega upload, cred că ăsta e cel mai puternic. Ați văzut vreodată, aceasta este camera pentru 11 euro pe noapte. Cu view. Ne tirăm din acest loc, am rămas blocați și nu funcționează cheia. De când am venit, n-am reușit să ieșim din această cameră. Am ieșit din cameră, din apartament am putut să ieșim. Din apartament, da. Ușa de jos nu funcționează. Camera de două paturi, azi unde ne-am închiriat, ne-am blocat în casă din cauza că nu mergeau. Una dintre chei. Două porți nu puteau fi deschise și ne-am blocat. Atât, ne-am blocat în bloc. Mergea să deschidem ușa de la casă, dar nu puteam să deschidem ușa de la scară sau să intrăm înapoi în scară. Și scara avea două uși și ambele nu mergeau. Am ajuns la ora 2 și tipa a venit cu alte chei la ora 8 seara. La 8 seara și am stat blocați. Și acum ne-am dus la altă parte, ne-am dat o cameră acolo foarte, foarte mică. În final am făcut rost de această cameră. La ora 9 seara se închide tot. Aseara am ieșit cu la 10-11, n-am găsit nimic de mâncare și credeam că strada asta e abandonată, dar de fapt ziua e multă foială. Am ajuns în El Portal de tunel. Scrie respectamos la vida, respectăm viața. Vom urca într-un loc foarte dubios din Bogota, printre cele mai periculoase locuri din Bogota, El Paraíso, Paradiso. Paradiso unde se respectă viața.
foarte tare acest oraș că poți ajunge foarte rapid cu Transmilenio, cu aceste busuri, oriunde. Acesta este capătul de linie. Sunt expuse câteva fotografii cu istoria autobuzului. Cooperativa de busuri. Întâlnește ceea ce promite. Asta era sloganul nostru. Ce mașini, nu? Avianca, care acum e companie. De avioane, da? 1913. A luat foc un tramvai. Mergem să luăm telefericul din dreapta. Juan Pablo II, estațion Manita și sunt Mirador del Paraiso. Mergem spre Mirador del Paraiso. Puțin istorie cu acest loc. Cu cable, adică telecabina, este din 2008. Distanța până la Juan Pablo, 1700 de metri, până la Manita, Siminale. Ai ieșit și soarele!
prima stație este Juan Pablo II, al doilea. Am trecut și de stația Manitas, sunt trei stații, până în El Paraíso. Ochii din munte care se uită la noi, repede uităm pe noi. Muzeul în aer liber, natura. Pentru cine e fricos, poate să întoarcă înapoi. Ce vreme am prins! Poate găsim un om să ne împrietenim cu el, să vorbim puțin despre acest loc, El Paraíso. Ilimani. Nu mergem în partea aia pentru că arde soarele și nu mi-am dat cu cremă de soare pe față. O luăm în direcția cealaltă. Să avem soarele în spate. Azi am prins o zi foarte bună cu soare. Industria e comerciu. Direcția consumatorilor. Poți primi informații despre ce drepturi ai ca consumator. Secretaria Distrital de Mobilitate, Alcaldia. Am luat la pasă această zonă, băgăm între 5 și 7 km pe jos. Vedem ce descoperim.
Este și de urcat și de coborât. Așa este în paradis, cu urcări și cu coborări. Am venit de acolo și mergem în direcția asta. Aici am obosit. M-a rupt această urcare. Pe tine? Așa, așa, așa. Uai. Casele sunt foarte colorate. Fiecare casă are câte un graffiti foarte interesant. De la Paisa. Am început coborârea dură. Dură, dar frumoasă, foarte frumoasă. După cum se observa din teleferic, zona foarte colorată, fiecare perete e verde, verde fosforescent, roz. Fiecare casă are un tine. La intrare. Dar nu sunt aia din Curaçao. Nu te lată, sunt foarte prietenoși. Să obișnuiți cu oameni. Deschidem și noi camera doar în unele zone, că în unele zone nu poți să deschizi camera, că sunt mulți oameni. Și evităm contactul vizual cu acest aparat. Măgărușul. Rușul a fost singurul care a ajutat această comunitate să se ridice, atât Las Manitas, cât și El Paraiso.
toată piatra de construcție a fost cărată de măgari. Și tot ce se vede prin zona asta, măgarii sunt responsabili. Sunt responsabili. Așa cum este și pe muntele Montserrat, tot ce veți vedea acolo de cumpărat este adus de măgari. Chiar și buteliile de gaz. De gaz. Dos tintos, credeam că tintul e la fel ca în Spania, vin cald. Mi-a dat două cafeluțe. Acum trebuie să probăm și o cafea din Columbia. Trei ori cafea în viață. Asta e a patra oară. Trebuia să-i cerem Aromatico. Ceaiul aici se numește Aromatico. Două cafea. O dată, cred. Asta e a doua oară? A doua oară. Ca tine? O dată, de două... A treia oară, de fapt. Nu știu că m-a luat nasul. Și pe mine. O lată să ne îndulcim. Două pahare... Un leu 50. 70 de bani pahar. Ciudad Bolivar Graffiti Center în fața noastră. O pungă de stafide și în fața noastră se află Juan Pablo al VI-lea, un barrio din Bogota. Wow, cu tavaca! Imensă! Ce bun e stafida la asta, nu? Mhm. În 3 km până la El Tunel. Cafeaua din Columbia am auzit că este cea mai bună. Cum nu suntem băutori de cafea, chiar nu ne-am dat seama. Doar am simțit puțin cum ne ia căcarea. Căcarea. Dar de data asta n-a fost așa, să-ți dea cu palpitații cu inima. Nu, chiar n-a fost. Doar nu s-a vomitat. Se coboară, se coboară, nu glumă. 6-7 km. Că n-am mai abătut puțin de la drum.
Wow, ce loc frumos cu flori. Wow, ce frumos. Cactus. De alimentare cu cartofi. Poker și cartofi la cuptor. De comerț. Am stat la povești cu un tip din zona asta. Mi-a spus că totul în viață se poate cumpăra. L-am contrazis că nu totul în viață se poate cumpăra. Nu poți să cumperi moartea și sănătatea. Iar în final ne-a dat dreptate. A fost și el de acord că nu se poate cumpăra moartea. Cel puțin nu în vremurile noastre. Și deci sănătatea, dacă ai mari probleme. Ne-a dat el un exemplu, cunoaște o localnică din zona care are un magazin, s-a îmbolnăvit, nu mai poate să-l administreze și acum se ocupa altcineva de aprovizionare și de administrarea magazinului, dar nu va ști niciodată dacă atât a fost profitul, dacă atât s-a cheltuit, pentru că nu poate să se deplaseze. Sănătatea e cea mai importantă. Și bineînțeles, sănătatea vine ca o loterie. Acceptă și Bitcoin, nu doar Mastercard și Visa. Dar de aici se pot cumpăra costumele. De la poker la casino. Un biliard? Ce presiune tiene asta? E timpul să mă tunesc un tricou nou. Of! M-am tunat cu un tricou of, roz, material bun. Transpirasem în ultimul hal după coborârea asta. Și e foarte interesant că scrie pe spate Revoluția comică. Comic Revolution. Comic Revolution. Feliz Navidad, un prospero nuevo 2023. Anul nuevo. A fost foarte mișto plimbarea prin această zonă. Au fost foarte multe case colorate și arhitecturi destul de interesante, multe graffiti. Justiție pentru femei. Să se facă dreptate. Restaurantul unde se mănâncă pește. Să nu plecăm din această zonă fără să mâncăm un pește. A venit supa de pește, banane și peștele. Și în afară de astea mai conține și ghimbir. Cu 16 lei poți mânca acest meniu. Are și un pește care nu e prăjit, e făcut la cuptor cu sos de cocos. Și mai este inclusă și o limonadă. Vine acum. Grasă. Limonadă. E bun orezul? Orez cu cocos. Mega bun. Această femeie te vindecă de impotenția sexuală. Se pare că o să înceapă o mega ploaie, după cum se observă în față. Căutăm un bus să ieșim din acest nor care vine spre noi. Kilometru jumate până la bus. Benzina este 9.90, 9.900. 10 lei aproape litru. Și diesel 9.2, 9 lei. Uf, e ceva. Gazul 2 lei. Gazul 2 lei, ce ieftin.
ne-a prins ploaia, n-am putut să fentăm acești kilometri. Ne-am pus în cap de mâncare. Cred că cel mai bun pește mâncat până acum în Colombia. Și sancocio, sancocio. Prima oară. Ciorbica cu ghimbir și cu cartofiori. Banane. O zonă de munte, vremea este foarte schimbătoare. Ba este soare, ba plouă puțin. De data asta n-am putut să cântăm ploaia. S-a mai oprit puțin. Mai avem doar un kilometru până la bus. Ne-am întors de unde am luat telecabina. Sau transmicable. Aici nu se poate sări. Busul H13 îl căutam acum la întoarcere, dar nu-l mai găseam. Vii cu H13 și pleci cu B13, se schimbă din H în B.